Mă numesc Eleonora. Eu, până să ajung la centru de ajutor spiritual, eu am avut o viață distrusă, în toate sensurile. Eram bolnavă, nu mă ajungeam cu banii, munceam și eu și soțul și nu ne ajungeam cu banii. Soțul meu îl ținea 2-3 luni la servicii, îl dădea acasă. Când să ne ajungem și noi cu banii, atunci să îi vea câte ceva, dacă eram bolnavă era și normal ca să-mi iau tratament. Aveam certuri, neînțelegeri și participând la slujbe de vindecare, de deslegare, eu am auzit preoții vorbind de focul sfânt. Și eu am hotărât să fac focul sfânt, dar mă gândeam că nu am bani. Ce să fac? Că dacă nu aveam, aveam neajunsuri multe, aveam datorii, mi-era foarte greu. Până la urmă am hotărât să pun salariul meu, am mai strâns fără să știe familia mea și mi-a fost foarte greu. Am sacrificat și m-am rugat lui Dumnezeu să-mi dea un răspuns, să deschidem ceva, să găsească soțul un loc stabil de muncă. Dumnezeu a ascultat rugăciunile mele și am deschis o afacere proprie. Avem prosperitate, avem spor, muncim foarte mult, dar sunt și rezultate. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu și preoților de la acest centru spiritual, de învățăturile dumnealor, că aici eu l-am cunoscut pe Dumnezeu și m-a ajutat și mă ajută foarte mult. Și eu cred că mult mai mult are Dumnezeu să-mi pregătească la campania Focus Sfânt următor. Iar persoanele care sunteți în acea situație ca mine și aveți probleme, orice problemă în familie, personală, v-aș ruga să veniți la acest centru spiritual, că cu siguranță veți realiza tot ceea ce doriți dumneavoastră.